Salut, bună domnule, ziua. Mama lui de Guvin. Am venit să vă mașină. Asta e micuța lui tata, bijuteria din reprezentanță am luat-o. În 2000, de mult, nu-i nouă. Asta e un Logan din 2005, domnule. Da. Nu seamănă, nu bate nimica din pozele ce l-a spus acolo în anunț. Mai rău ca o femeie pe Facebook. Ți-am zis și la telefon, domnule, nu bate, nu troncă, nu, ce mai e? E mașina ta, s-o porți sănătos, o duci sănătos. Ne, domnule, dar a spus că e ușor de întreținut. Piesele la Logan în reprezentanță sunt mai scumpe decât orice. Mai bine ți-ai alta nouă. Ai noroc că ai venit la mine. Am eu un cumnat care se ocupă cu de astea. Are el niște băieți pregătiți extraordinar. Mână de aur. Îți aduc piese originale. Originale spun pe ea. Nici din fabrică nu a avut piese originale. Deci te rezolv. Bine, dar a zis că are o listă acolo de dotări. A spus că senzor de proximitate. Are. Du-te un pic dincolo. Du-te un pic dincolo să vezi. Hai mă, du-te. Deci are un senzor care te ferește de tăți proștii din trafic, ăla de acolo, care se activează cu Sfânta Cruce. Ajută, Doamne! S-o elibera drumul. Dar ce miroase? Tămâie! Și sistemul audio cum e pe Loganul ăsta? Băi, dar prinzi liturghia de duminică, zici că ai antenă parabolică, pe cuvântul meu. Eu n-aș dau, da? Aoleu! Și chip, ați zis de ceva chip. Câți cai are Loganul ăsta? Stai așa, că ăsta nu-i chip din ăla. Ăsta e chip care îți face consumul mai mic la mașină. Hai înapoi, hai pe partea asta. Hai acum! Adică e pe GPL, nu? Ia uite-te în bord. Ce e asta, domnule? Asta e o altă Sfântă Cruce care îți reduce consumul. Dacă faci plinul, bagi o cruce, 10 zile nu umbli în trafic intens și nici nu mișca acu. Cocoșat pe benzină rămâne. Că e pe benzină. Asta e bătaie de joc, domnule. La banii tăi mai mult nu cred că îți permiți. E perfectă pentru tine. Ia-o, du-te, ia-o, du-te. Bine, dar un jet nu ați putut da să fie măcar curată până o văd eu? Lasă că o spală cel de sus. Lăsați, domnule. Boss, stai un pic. Dacă tot ai venit până aici și nu cumperi, ajută-mă să o împing până la locul ei de parcare. Până la locul ei de parcare, 10 metri și ai forță. Hai că eu mă bag aici și tu vii în spate și o împing. Nici nu merge. Astăzi e sărbătoare, s-o odihnește și iar. Asta e mașina lui Doamne, Doamne. Doamne, dă-ți-o vând!